Salutare și bine v-am regăsit la o nouă emisie Meditații pentru Părinți. Alături de noi este psihoterapeutul Vistiana Long, care astăzi ne va vorbi despre relaționarea virtuală versus relațională reală. Of, grupurile astea pe tot felul de aplicații care zbârne într-una. Suntem în același loc, dar noi nu vorbim, nu comunicăm, în schimb butonăm. Ce facem și cum facem Frumos, te rog frumos să deschide de către ascultătorii noștri și haide să venim cu uh, un good vibe pentru, pentru cei care ne ascultă din perspectiva copiilor. Uh, bine, te-am găsit. În primul rând, aș veni așa cu o mare de înțelegere de care avem nevoie toți părinții față de copiii care stau la ecrane, pentru că de multe ori părinții când află că este foarte nociv ecranul pentru copil, au tendința să se supere pe copil. Este o tendință firească și atunci încep și cerți copilul că stă prea mult pe, da, pe și calculator. Noi ce mai stăm... Exact, pe lângă faptul că și noi suntem modele pentru ei în sensul ăsta, se întâmplă ceva trist, aș putea spune, un cerc vicios că ei stau acolo din cauză că nu au găsit un, real, un contact real, profund cu părinții. Suntem prinși prea mult în a face și a ști și a agitația asta de zi cu zi și uităm că uh, ei, copii, au foarte mare nevoie de contact emoțional. Adică să fie, ascult... să stăm așa ochi în ochi și doar să le fim aproape și doar să îi ascultăm și să acceptăm orice ne spun și orice uh, să-i primim în sufletul nostru o, cu o, absolut orice vin acolo. Adică să înțeleg că versiunea și le dat drumul la un televizor? Cred că e mai bine să integrăm în activitățile noastre, fie că avem de făcut o mâncare sau de spălat un vas, să lângă noi, eventual să facem o comunicare. Da, corect? da, da, și e mai bine chiar să ne certăm? <laughs> da, pentru că avem nevoie și de zona asta de, de conflict, când copilul țipă la noi, când ne reproșează, când este mult mai sănătos un copil care îndrăznește să-și exprime furia, dar aici. Și lăsat, atenție, să-și exprime furia. Da, 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 deci decât un copil, și mare atenție dacă un copil, după un conflict din ăsta emoțional, are tendința să se ducă la un ecran. Asta, asta ne arată foarte clar că el deja, la el deja s-a lipit emoție puternică Înăbușirea ei cu ecranul, pentru că asta are capacitatea de a hipnotiza creierul, de a introduce așa într-o zonă de... are exact același efect ca drogurile. Și dacă se duce imediat când e agitat, se duce în, la ecran, deja e semnal de alarmă că el nu nu e cel că bun. nu i s-a dat voie să-și exprime emoția, pentru că Părintele lui este prea greu, adică nu poți să învinovățesc pe nimeni, nu pot să, nu putem să blamăm pe nimeni. Părintele lui este prea greu să primească emoția copilului dacă îi este greu să se uite la un copil furios și să rămână calm și doar să-l liniștească pe copil, și părintele la rândul lui se înfurie. Și el e clar că părintele are nevoie el însuși de suport emoțional ca să poată să domolească emoția asta și apoi să poată să o susțină și el pe -a copilului. Da? E, ideea e că atunci când îi vedem la calculatoare, dacă îi certăm, contactul ăsta deja alterat din dificultatea noastră de a ne conecta cu ei la, până la un moment dat, în momentul în care îi certăm, contactul devine și mai dificil, și mai slab. Da? Și e un cerc vicios, că cu cât le îi, îi certăm și le aducem tensiune psihică pe tema asta, cu atât nevoia lor de, de evadare va fi mai mare. Eu simți așa că o presiune să vine cineva să-mi spună tot timpul același lucru și pe un ton exact. foarte agresiv, ai simțit să facă în continuare. Exact, e ca și cum ea, ei spune, uite, îți arăt încă o dată și încă o dată că nu poți găsi un contact profund, sănătos în relația ta cu mine, deci ai nevoie să fugi și mai mult către o zonă în care să te păcălești că ai primit contact. Cum facem cu limitele? În sensul că Cred că în fiecare casă, sau aproape în fiecare casă, există tehnologia nouă, da? fie că vorbim despre televizoare smart, fie că vorbim despre tablete, telefoane, laptopuri. Uh, cum facem cu limitele? Merge cu vorba bună sau mergem pe control uh, părintesc, așa să spun în sensul că nu instalăm internetul, nu-l folosim, nu există? Dacă copiii sunt mici, este ideal. Eu am scos televizorul din casă când copiii mei erau foarte mici și se trezau tot felul de vecini și persoane binevoitoare care să-i compătimească pentru că nu au televizor, dar uh, fiind micuți nu uh, protestau prea mult. În plină... Iar acum e un fel de uh... normalitate, adică... Da, 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 de în continuare nu avem televizor Deși copiii mei sunt mari uh -huh. Deci când sunt mici, poți să vii cu Metode din astea, pentru că pur și simplu Nu introduci în casă chestia aia și nu există Când sunt mai mari, nu mai poți Da? Atunci, sigur că Ei cer și au Și contact Singur cu obiectele respective Este Sănătos să limitezi, dar e foarte Important, cum spuneam, maniera în care limitezi Adică dacă le explici Dragul meu, pentru că țin la tine și pentru că știu cât de nocivă este chestia asta, aleg să o scot din, din viața ta, din momentul ăsta, chiar dacă te frustrează, decât să încep să țip la copil și să pentru că atunci alterez contactul. Deci, să înțeleg că este foarte bine noi să ne simțim pe poziția de adult, să nu ne fie teamă, adică să ne exprimăm mm -hmm. în fața copiilor pentru că până la urmă noi suntem adulți. Da. Trebuie să luăm această decizie și este important să luăm asumat. Îți mulțumesc tare mult, Vistiana Long, fiindcă ai fost alături de noi și da, relaționarea virtuală versus cea reală, o ho o diferență de la cer până la pământ. Însă, ce să facem? Suntem pe poziția de părinte și trebuie să luăm atitudine. Vă urez și vouă, dragilor, să faceți chestia asta și să facem echipă bună. Și eu iau atitudine. Mulțumesc tare mult! <gână -ți> mulțumesc <-mi> frumos!